Explozie la un apartament din Drobeta, Turnul Severin, pornită de la o butelie. Proprietara, o femeie de 93 de ani, a ajuns la spital cu arsuri minore. Vecinii povestesc că au auzit o bubuitură puternică și s-au panicat. În total, au fost afectate 3 apartamente, iar proprietara a fost rănită, luându-i foc părul și o parte din vestimentație. Vecinii spun că femeia ar fi schimbat butelia. Bubuit are? Ce ați auzit? Sigur, de pe bubuitura și am venit și am văzut acolo spartul. Da. Ce s-a întâmplat? A lăsat butelia deschisă? Nu știm nimic, noi suntem din blocul vis-a-vis. S-au spart geamurile, da, s-au spart geamurile și ușa mea e praf. Da. Doamna, a pățit ceva? Doamna, nu, e bine, e bine. Văd că e bine acum, s-au luat, e bine. Ce s-a întâmplat? A uitat butelia? Nu, zice că de la o vecină că ar fi încălzit o cafea. Atât. S-a schimbat butelia. V-a speriat? Vă dați seama. Ce s-a întâmplat? Zice că fac cu butelia explozie. Vreau să încălzească cafea, o așa fac cu butelia explozie. Dar e bloțiră, părul și un pic fusta. Scăpă ca din minune. De când dai zile. A fost bubuitura puternică? Da. Eu zic că e cu tremur, cade blocul pe mine. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Drobeta cu auto specială cu apă și spumă și un smurd, cu un ofițer, 7 subofițeri și 3 elevi. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin a intervenit în municipiu pe Bulevardul Revoluției la o explozie. Ajuns la fața locului, am constatat că la etajul 2 a fost o explozie neurmată de incendiu, din care a rezultat o singură victimă cu arsuri minore la nivelul feței și membrul inferior stâng, în vârstă de 93 de ani, a fost transportată la OPU Drobeta Turnul Severin de către smurd. De asemenea, în urma deflagrației au fost afectate în total un număr de 3 apartamente. Pagubele materiale sunt însemnate. Proprietara este acum bună de plată.